Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru luni, 14 iunie. Hai să vedem pentru această zi de luni, 14 iunie, zi în care avem aspectul tensionat de quadratură între Soare și Neptun, quadratură care doar pregătește terenul pentru marea quadratură între Saturn și Uranus, care o să vină mâine, dar energie pe care probabil o simțiți deja de câteva săptămâni că este în creștere. Hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant, în primul rând pe partea de dragoste avem aici cavalerul de bâte. Foarte multă energie, foarte multe planuri, foarte multă pasiune, foarte multă atracție fizică, magnetică între voi și o altă persoană. Pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă, o energie foarte frumoasă care vine și reaprinde flacăra pasiunii între cei doi parteneri. Pentru cei care sunteți singuri, aici aveți grijă cu cavalerul de bâte, pentru că s-ar putea ca această persoană care apare în viața voastră să vi se pară mai frumoasă, mai deșteaptă, mai perfectă decât este în realitate, pentru că astăzi vine cu această energie foarte focoasă, foarte pasională, foarte magnetică și efectiv vă atrage ca un magnet. Dacă această energie va putea fi susținută pe termen lung, rămâne de văzut. Hai să clarificăm acest cavaler de bâte, acest cavaler foarte focos, foarte pasional, să vedem ce mesaje suplimentare mai putem să scoatem aici pe partea de dragoste. Avem pajul de bâte, nouăle de bâte și șasele de monede. Foarte multe bâte, foarte mult foc în zona de dragoste în această zi. Cu pajul de bâte văd că într-adevăr această energie, această pasiune, tot acest magnetism nu va putea să fie susținut pe termen lung, dar este plăcut atât cât rezistă, atât cât durează, așa că sfatul ar fi să vă bucurați de această energie cât este aici prezentă, cât puteți. Cu nouăle de bâte este important în același timp să fiți realiști, să vă protejați. Da, ok, aici se poate înfiripa o situație foarte frumoasă, o relație foarte frumoasă, dar e important să fiți realiști și să vă dați seama că probabil nu va fi ceva de lungă durată. Și atunci când sunteți realiști în această privință și vă calibrați oarecum așteptările de la această relație sau potențială relație, o să puteți să vă bucurați la maxim de toate lucrurile frumoase pe care această persoană nouă le aduce în viața voastră. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, profitați la maxim de această energie, pentru că vă va ajuta să clădiți o fundație mai solidă pentru relația voastră. Pe partea de sănătate avem Eremitul, arcana majoră, care în tarot reprezintă zodia Fecioarei și care ne vorbește despre nevoia de a petrece timp în singurătate, nevoia de a ne reîncărca bateriile și, când apare pe partea de sănătate, despre nevoia de a consulta un medic, un expert. Hai să clarificăm acest eremit pe partea de sănătate pentru ziua de luni, 14 iunie. Ok, pentru cei care aveți o vizită planificată la medic, aici mesajul pe care o să vi-l dea nu o să fie neapărat cel mai plăcut și nu pentru că nu există o soluție pentru problema voastră de sănătate, ci pentru că vouă nu vă place tratamentul pe care trebuie să-l urmați. Foarte scurt și foarte direct. Problema nu este că nu există tratament, ci că vouă nu vă place tratamentul. Acest lucru vă creează aici niște probleme, niște deziluzii, aveți oarecum inima frântă pentru că trebuie să renunțați la ceva
care pentru voi era zona voastră de confort, dar care în același timp era un obicei foarte nesănătos pentru voi. Aici cu steaua văd că starea voastră de sănătate se poate îndrepta. Vedeți, avem și șaptele de bute. Lucrurile pot să iasă foarte pozitiv pentru voi, dar va trebui să urmați sfatul eremitului, sfatul medicului. Și dacă trebuie să renunțați la ceva, renunțați la acel ceva, pentru că ceea ce o să primiți în schimb va fi longevitate. Ce înseamnă longevitate? Mai mulți ani de viață. Veți primi mai multă energie, o să fiți mai fericiți, mai odihniți, mai puternici, mai sănătoși. Dar, bineînțeles, decizia finală este în mâinile voastre. Dacă nu vreți să faceți acest sacrificiu, atunci, practic, ce sacrificați este corpul vostru, este sănătatea voastră. Dar trebuie să fiți conștienți de acest lucru. Ori vă sacrificați viciile, ori vă sacrificați sănătatea. Ceva tot o să sacrificați. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei, avem aici 8-ul de săbii. Niște limitări autoimpuse. Hai să vedem cum puteți să vă eliberați de aceste 8 săbii care vă țin blocați într-o situație financiară precară, într-un job de care nu sunteți mulțumiți, într-o afacere pe care ați inițiat-o și care nu evoluează așa cum v-ați așteptat. Avem aici Regina de Monede, Forța și 8-ul de Cupe. Aici va trebui să vă impuneți un buget. Fie că e vorba de bugetul vostru personal al familiei sau dacă sunteți antreprenori, despre bugetul pe care sunteți dispus să îl investiți în diverse aspecte ale afacerii voastre. Aici cu Regina de Monede este foarte, foarte important să aveți un plan financiar foarte strict și foarte realist. Și după ce vă faceți acest plan financiar foarte strict și realist, să vă țineți de el. Va trebui aici să demonstrați foarte multă forță ca să vă și țineți de aceste planuri și ca să vă eliberați de aceste gânduri care vă țin limitați, care vă țin blocați. Cum vă eliberați de aceste gânduri? Efectiv luând-o într-o altă direcție. Pentru cei care sunteți antreprenori, aici va trebui să găsiți noi metode de a atrage clienți, noi metode de a vă face reclamă, noi metode de a produce ceea ce produceți voi, ceva nou, să faceți ceva diferit față de cum făceați înainte. Dacă nu sunteți antreprenori, nu aveți firma voastră, ci lucrați, sunteți angajați pentru o companie, aici toată această nevoie vine în viața voastră privată de a vă face un buget, de a vă ține cu dinții de acest buget și de a face niște schimbări radicale în viața voastră, în felul în care vă cheltuiți banii. Pentru că aici, indiferent câți bani o să câștigați, indiferent cât de mult o să vă crească salariul, voi momentan sunteți pe o traiectorie foarte urâtă, foarte nasoală, în care și cheltuielile voastre o să crească tot timpul proporțional cu creșterea salarială și nu o să reușiți niciodată să puneți bani deoparte. De aceea vine această nevoie imperativă de a vă face un plan pe termen lung și să vă țineți de acest plan, mai ales de acum până la finalul lunii august. Mai ales în această perioadă trebuie să vă țineți de acest plan, pentru că pe perioada verii o să riscați să cheltuiți mult mai mult decât e cazul. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de luni în care avem cuadratura dintre Soare și Neptun. Hai să vedem ce carte o să iasă pentru această zi. Avem aici un mesaj foarte frumos care ne spune următorul lucru. Tiparul meu mental e constructiv și vesel. Orice lucru din viața mea, orice experiență, orice relație este o oglindă a șablonului mental care acționează în interiorul meu. Exact ceea ce vă spun de câteva luni, totul începe din interiorul vostru.
din acel discurs constant care se întâmplă în mintea voastră. Acela este șablonul pe baza căruia toată viața voastră, toată realitatea voastră este construită. Dacă vreți să faceți schimbări în lumea voastră exterioară, trebuie să începeți din interior. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!